Pentru că noi vorbim despre muzica ce poate fi trăită și care trăiește, ne întâlnim în mod natural cu trupa Byron în dimineața asta. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Bună dimineața, noastră. Mulțumim pentru invitație. Aș vrea să pornim chiar de la această situație, pentru că voi tocmai ați lansat în urmă cu câteva zile un nou album, Efemeride, și pentru care vă felicit. Mulțumim. Sună extraordinar. Sunt curios, cum vedeți voi evoluția inteligenței artificiale în artă și în special în muzică? Nu cred că putem încă să ne dăm seama acum, dar în mod sigur peste câțiva ani o să râdem de frica prezentă. Și probabil că o să ni se pară foarte natural să intrăm pe o platformă nouă și, de ce nu, să zicem că vrem să ascultăm un album cu Freddie Mercury cântând în tailandeză. Poftim, muzică, nu știu, reggae. Da, uite, sunt curios care este procesul tehnologic, dacă îi putem spune așa, în nașterea unei melodii. Vin întâi versurile și apoi linia melodică sau este invers? Și atunci... Care e partea umană care nu poate să dispară acum, niciodată? De exemplu, rolul toboșarului, unde intervine? Când apare el în piesă? Rolul toboșarului, în mod normal, intervine la început. După ce, să zicem, linia melodică este creată, un rind trebuie să înceapă să o susțină. Dintr-un punct încolo, cel puțin. Ca ritmician... E destul de esențial să-ți dai seama care sunt stâlpii ritmici pe care se bazează o linie melodică. Iar în momentul respectiv, prin fereastra instrumentului, începi să-ți dai seama de acele momente din linia melodică pe care trebuie să le punctezi cu vari instrumente din claviatura setului, să zicem. De acolo pleacă întreaga simfonie a instrumentului și ulterior elementul ritmic clădește un soi de fundație pentru... restul. Și atunci inteligența artificială ar putea veni să ajute în da, procesul ăsta? Inteligența artificială nu ar trebui neapărat să fie un impediment, așa cum îl, probabil cum majoritatea instrumentiștilor îl privesc astăzi. E o frică în general, cum zicea și Dan, că la un moment dat cu toți o să fim înlocuiți de variante AI ale noastre. Dar nu e chiar așa, pentru că la un moment dat, dacă te înveți să lucrezi cu AI-ul, poți să îți extinzi procesul creativ. Cel puțin declarația celor care toți dezvoltă latura asta de inteligență artificială nu este că vor să înlocuiască elementul uman dintr-o ecuație creativă, în niciun caz. Ei vor să extindă procesul creativ. Eu personal m-am jucat cu niște lucruri și Dan la fel. Cu toții ne-am jucat cu lucruri legate de AI și e foarte frumos să te folosești la un moment dat de extensia asta pe care poate să-ți ofere tehnologia în procesul creativ. Și unde poate să intervină elementul ăsta? Cred că în orice punct și că ziceai mai devreme de muzică și versuri, sunt mult mai multe laturi, de fapt, în muzică. Spre exemplu, pentru albumul ăsta, pe care l-am aici, în majoritate am început cu armonia, cu acordurile. Și pe acordurile respective am construit restul. Spre exemplu, de ce nu un AI ar putea să-ți dea variante de acorduri pentru o anumită stare sau, știi, înlănțuiri de acorduri care să-ți aducă ție, nu știu, și un anumit vibe. Și care nu te până la urmă. Da. Care poate să-ți dea variante pentru ceea ce ai tu de spus. Să vină cu idei exact. Noi, poate. Exact. Să gândească un pic altfel decât ai face tu în mod normal. Povestiți-mi puțin despre albumul ăsta. Cum s-a născut el și din ce vine? S-a născut în mai mult timp decât ne propuseserăm, pentru că pur și simplu am avut 2 ani pe care i-am trăit la unison și despre care... știm și nu știm foarte multe. 2 ani în care am fost, eu personal am fost și creativ, dar am fost și foarte necreativ, mai ales în prima parte a lor, pentru că era, orice spuneam era ceva negativ și încercam să elimin chestia asta din creație. Și uite că după 3 ani jumate, în sfârșit, ajunge să existe. Eu am început să scriu prima piesă în februarie 2020, înainte să înceapă nenorocirea. Despre conversații pe care nu le purtăm. Da, de obicei am chestia asta, că încerc să povestesc ce gândesc și ce mi se întâmplă și de multe ori rezultă niște conversații pe care într-adevăr nu le purtăm. Cum vedeți partea de piratare a muzicii? Mai există ea? Mai este un fenomen atât de...
pregnant în muzică, mai ales. Noi vorbeam zilele astea despre o adevărată discuție efervescentă pe rețelele de socializare despre Filelist. Probabil știți și voi, site-ul de torente unde toată lumea downloada orice își dorea. Vi se mai întâmplă să descoperiți că muzica voastră este piratată sau acum cu toate platformele de streaming nu prea mai e cazul? Sincer, Filelist-ul este mai mult orientat către filme și mai puțin către muzică, iar noi fiind cumva o trupă de nișă, suntem și mai puțin prezenți acolo pentru că nu există interes destul. Dar dacă eu aș găsi albumul nostru pe o platformă de torente, să știi că n-aș avea ceva împotrivă. Aș fi foarte mândru că cineva a pus acolo pentru că înseamnă că prezintă interes. Știi? În orice caz, linia gratuității, că despre asta este vorba atunci când e vorba de piraterie. Oamenii primesc ceva gratuit pentru care, în mod normal, trebuie să plătească. Însă, de când cu serviciile de streaming, linia gratuității oricum s-a mutat mult, mult în jos. Așa că, indiferent dacă a pirata înseamnă a primi ceva complet gratis, asta versus a plăti 5 euro pe lună ca să ai la degetul mic toată muzica din univers, cred că e o variantă destul de... Practic îți plătește efortul exact, de a căuta muzica exact respectivă pe torente, știi? Bun, dar asta ne duce într-o situație hibrid, să spunem, în care eu, un utilizator al unui soft de inteligență artificială, ceva mai priceput, iau vocea ta, iau talentul tău și compun dacă eu ceva. Se poate, da. O să se poată de la un moment dat încolo. Acum, știi ce se întâmplă? Cred că cea mai importantă discuție este despre cum vor fi reglementate toate treburile astea, pentru că dacă tu mi-ai vocea mie, atunci cineva trebuie să mă plătească și pe mine. Exact, exact. Da. Știi? Să-mi plătească niște drepturi, că totuși e vocea mea. Da. Ce urmează pentru Byron? Suntem în plin turneu în momentul ăsta, așa că urmează să cântăm în tot felul de locuri. Ajungem și pe 18 noiembrie, ajungem și la Arenele Romane, unde va fi, să zicem, lansarea mare. Dar până atunci, spre exemplu, astăzi suntem la Pitești, mâine la Râmnicu Vâlcea și ajungem cam prin toate zonele din țară. Nu văd Călăraș pe listă, mă interesa personal, dar îmi poate... Îmi pare rău, cer scuze, n-a fost să fie. Nu cred că aveți un club sau dacă aveți să-mi spui și mie. Avem un parc și un stadion. Ok, o să luăm o chitară, luăm niște lemne, facem un foc. În procesul ăsta de nașterea unui album, cu siguranță, fiecare album este o poveste și niciunul nu seamănă cu celălalt. Dar sunt curios cum devine, de fapt, pentru că de unde este scânteia? În cazul ăsta a fost pandemia, care, iată, te-a ținut în casă și cumva te-a obligat, după o perioadă de neproductivitate, cum spuneai, Dan, să aduci ceva din ceea ce simți. Dar asta nu se întâmplă decât poate odată în viață. Eu sunt destul de disciplinat în privința asta și tocmai îți spuneam că începusem să scriu înainte de pandemie. În februarie am scris, deja scrisesem 10 piese. Acum am învățat în timp cum să fac inspirația asta, să o provoc cum ar veni și cum să îmi dau, să identific, cum să spun eu, piesele care cu adevărat au importanță. Și la capitolul ăsta mă ajută foarte mult trupa. Pentru că eu pentru albumul ăsta am scris 23 de piese. Și din 23 de piese am ales 10, dar nu le-am ales eu. Pentru că dacă le alegeam eu, probabil că erau altele. Dar alegându-le împreună, știi, a fost ca la vot, cum are. Adică varianta cea mai de comun acord. Și cum știi că o piesă va avea succes sau că trebuie să fie acea piesă care să iasă în față? Nu știu, e... un feeling. Spre exemplu, piesa care are cel mai multe view-uri până în momentul ăsta pe YouTube este Cu capul în nori, de acum 10 ani. Eu, în momentul care și am pe scris, bună dreptate. În momentul în care am scris piesa aia, am știut că aia va fi piesa. Nu știu, era ceva în feeling-ul pe care îl simțeam cântând-o sau când am auzit-o prima oară înregistrată, știi? Era ceva acolo.